Mersi tuturor! Vacanța se termină în curând, deci înapoi la conferință. Vă invităm la Cluj. Transilvania Insurance Days 2024 va avea loc în perioada 9-10 octombrie la Radisson Blue Hotel Cluj-Napoca, reunind lideri din industrie, inovatori și factori de decizie pentru a explora soluții de ultimă oră care vor transforma peisajul asigurărilor. Dacă nu ați obținut încă biletul, puteți primi două invitații gratuite per companie, accesând linkul de pe unuasic.ro. Așa cum spuneam, vacanța este pe sfârșit. Ne pregătim de școală și, bineînțeles, de trafic intens, cel puțin în București. Campania Treaz la Volan, derulată pe a de APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, continuă și în luna septembrie. Tocmai am început distribuirea stickerelor și broșurilor Campaniei. În broșura de anul acesta am ales să ilustrăm subiectul campaniei, alegerile în trafic. Pentru că momentele noastre de indisciplină în trafic, repetate iar și iar, reprezintă de fapt alegerea noastră de a ne expune unui risc crescut de accidente. Până primiți broșurile însă, le puteți răsfoi online pe unoasi.ro. În sprijinul creșterii gradului de educație rutieră, Grupama Asigurări susține campania națională de siguranță și prevenție rutieră fi tras la volan în calitate de partener. Alexandru Georgescu, director național de vânzări Grupama Asigurări, declară pentru Uno asig. Ca asigurător luptăm cu mie nu mi se poate întâmpla și promovăm în schimb o cultură a prevenției. Schimbarea unor comportamente presupune însă un efort pe termen lung. Claudiu Minisini, Business Development Manager, Cyber Level Insurance România, de asemenea partener al campaniei Tras la Volan, ne vorbește despre rolul asigurării RCA neînțeles pe deplin de șoferi. El afirmă, rolul RCA nu este înțeles corect. Majoritatea îl cumpără pentru că este obligatoriu, că este al mașinii, și nu pentru că este o răspundere personală pentru erorile comise la volan. După o vară atât de fierbinte, ne confruntăm cu alt tip de fenomene extreme. Ca urmare a furtunilor și ploilor torențiale de săptămâna trecută din zona Dobrogei, Companiile de asigurare membre UNSAR au primit până în acest moment peste 230 de notificări de daune, atât în baza asigurărilor de locuințe, cât și a celor dedicate bunurilor și sediilor companiilor. Mai mult de jumătate dintre aceste avizări au fost făcute pentru acoperirea daunelor produse locuințelor de aceste fenomene de o intensitate nemai în zona Dobrogei. Tot de la un sar aflăm că din ce în ce mai mulți români sunt protejați de o asigurare voluntară de sănătate. Astfel, la sfârșitul trimestrului întâi al acestui an, aproape 800.000 de, români erau protejați de o astfel de asigurare, cu aproximativ 20% mai mult față de perioada similară a anului anterior. Asigurările voluntare de sănătate sunt segmentul care a înregistrat una dintre cele mai susținute evoluții la nivelul industriei de asigurări facultative. Alian Siriac, unul dintre cei mai importanti jucători din piața locală de asigurări, celebrează 30 de ani de activitate în România printr-o serie de reduceri de tarife la produsele de asigurare destinate persoanelor fizice, reafirmându-și angajamentul de a contribui la un viitor cu mai puține griji pentru cât mai mulți români. În cadrul ședinței din 4 septembrie, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară ASF a adoptat măsuri privind funcționarea piețelor financiare nebancare supravegheate, asigurări, piață de capital și pensii private. Vă invităm să citiți știrea de pe 1 ca să aflați ce reînnoiri de mandate au fost aprobate în această ședință. În continuare trecem în revistă cele mai recente emisiuni de asigurărilor realizate de Sergiu Costache la canal 33. Invitata a emisiunii de săptămâna trecută, Maria Boghian, ne vorbește despre provocările integrării și izolării sociale pentru cei ajunși aproape de sau la vârsta pensionării. La polul opus aflăm de la invitatul de săptămână aceasta care este opinia tinerilor despre viață, integrare și business despre cum se creează viitorul, despre tinerii de azi, campionii de mâine, ne vorbește Fabian Tatomirescu, deputy CEO, campion broker, care își propune să preia și să dezvolte afacerea familiei. Dacă nu ați reușit să vizionați Zodia Asigurărilor în direct, vă invităm pe canalul nostru de YouTube, Xprim, unde veți găsi aceste două emisiuni, dar și toată colecția de emisiuni realizate de noi, precum și multe alte video de interes, conferințe și interviuri. Iar dacă intrați pe YouTube Xprim, nu uitați să dați subscribe, like și share. Vă mulțumim că ne sunteți alături și vă așteptăm săptămâna viitoare cu știri proaspete din asigurări. Și, bineînțeles, vă invităm să vă înscrieți la Transilvania Insurance Days, 90 octombrie 2024. Aveți o invitație gratuită pentru două persoane.